cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Dimineața, oameni buni! Nu pot să încep emisiunea Cafeaua de dimineață astăzi decât cu o urare. Să fiți sănătoși. Să fiți sănătoși și să aveți grijă de dumneavoastră pe cât posibil să ajungeți cât mai puțin la medicii de familie într-o primă fază, după aceea în zona în care se asigură tratamente medicale mai complexe. Adică la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Cineva a pornit... Cineva a pornit un sonor, dar sperăm că s-a rezolvat situația. Deci, să nu ajungeți decât când nu este altă soluție la spital. La spitalul din Piatra Neamț sau la alte spitale. Despre aceasta a fost introducerea extrem de inteligentă pentru a ajunge la invitatul de astăzi, adică domnul manager al spitalului. Mulțumesc. E pe măsura invitatului. Inteligenții invitatului. Sincer, când fac emisiunile astea cu tine, de obicei îmi propun să fiu un pic mai vesel ca de obicei, tocmai pentru a contrabalansa subiectele, știi? Dar acum astăzi stau și mă gândesc oare cât de, cum să spun eu, știi, pe vremea comunismului era perioada aia când trebuia să faci raportările. Așa. Și stăteai cu creionul în mână, îți făceai raportări ca să primești ori buget, ori o funcție, ori o medalie, oriceva. Voi sunteți în perioada în care vă pregătiți pentru acreditare. Corect. Și stau și mă gândesc cum se fac la voi, nu raportări, că nu raportări sunt, situații, chestii, ca să ieșiți cu bine în fața Comisiei de Acreditare. Și îmi puneam întrebarea azi dimineață, înainte de a ajunge la redacție, ce aș face eu dacă aș fi managerul spitalului și vine o comisie și aș ști că am destule probleme în spital. Și primul meu răspuns a fost, i-aș aburi. Dar nu știu cum. Hai să vedem. Nu, n-ai cum. Acum, serios vorbind, nu ai cum să-i aburești, pentru că se discută, 90% se discută pe documente. Da? Apoi mai au, bineînțeles, așa numitele observații directe. Da? Deci umblă prin spital și nu întreabă, doar observă anumite proceduri sau nu știu cum primești un pacient sau dacă e curat o baie, de exemplu. Da? Nu sunt discuții pe documente. Sunt pur și simplu observații, astea 10%. Observații directe. Da, 10% sau mă rog, fiecare comisie decide, dar marea majoritate a lucrurilor sunt pe documente, proceduri și care se analizează. Noi deja am încărcat marea lor majoritate, se încarcă în continuare, deci nu suntem gata, se încarcă în continuare, dar... Se încarcă pe ce? E o platformă online la ei se uită deja exact. Înainte de a veni ei aici. Ei se uită înainte și văd probabil puncte forte, puncte slabe și decid unde să se focuseze, pentru că e doar o săptămână, da? Deci de luni pe 22 mai până vineri pe 26. Adică de marți până joi, hai să fim cinstiți. Vineri, cum să spun eu, ședința de închidere și ei, dumnealor fiind din 7 părți ale țării, că sunt 7 persoane care vin în această comisie, probabil că vor vrea să ajungă acasă pentru weekend. Da, deci nu știm exact cine. E o chestie independentă, deci noi nu asigurăm transport, nu asigurăm cazare. Dumnealor vin fiecare pe cont propriu, și aranjează cazare, stau unde vor și... Asta mi-aduce aminte de arbitrii la fotbal. Și ei au tarife, au tot, cazare li se proprie. Da, știu dar funcționează telefon. Dansatoare sau ce? N-aveți? N-aveți? Dar la un timp se spunea că sunt. La un timp, da. Din păcate nu s-a dovedit nimic. Și da, suntem în focurile acreditării. Este un proces important. Noi suntem oarecum la urmă, pentru că oficial ar trebui să o facem în 2020. Și acum deja suntem la mijlocul 2023, datorită faptului că 2 ani a fost spital COVID și nu ne-am ocupat cu așa ceva. Eforturile au început practic de prin luna iulie anul trecut, oarecum. Deci, mă scuz un pic. Deci, la binefacerile COVID-ului,
apropo de Piatra Neamț, s-a adăugat și asta. Pe lângă faptul că am fost declarat spital COVID și nu eram inițial pe listă, după aceea am fost trecut pe listă, mai e și asta, că nu ne-am acreditat acum 2 ani, jumătate, 3 ani. Da, ei trebuie să ia un an de activitate așa zisă normală, pe care să o analizeze. Deci, practic, se uită la ce s-a făcut în 2022, da? Și se uită acum în 2022. În cazul ăsta, eu să-mi fiu sincer, voi n-ați trebuit să vă acreditați niciodată, dacă trebuie să te uiți la o activitate normală. Că eu nu mi-aduc aminte de o activitate normală din 90, de când am intrat în presă la spitalul din Piatra Neamț. Activitate medicală normală, la asta mă refer. În loc de a trata COVID, da, tratezi pacienții toate patologiile. No, eu mă gândeam că, de exemplu, dacă tot... Eu zic că din 2021, acum ca să mă laud și eu, s-a mai normalizat activitatea la Spitalul Județean. Suntem departe de a fi perfecți, asta o zic eu online aici, oficial, dar se fac pași, mai primim și feedback pozitiv, se lucrează în echipă, cred că e una din realizările noastre, ca să zic așa. Se lucrează și cu Consiliul Medical destul de bine sau foarte bine în marea majoritate a cazurilor. Noi, ca echipă de management, trebuie să oferim tot ce se poate pe parte financiară, pe parte de staff, pe parte de materiale sanitare, să fie totul la dispoziție cât putem noi, în condițiile bugetului pe care îl avem. Și, bineînțeles, așteptăm să vedem noile reglementări din luna iulie cu privire la ce bani se primesc de la casă. Am înțeles. Deci, practic, veți fi acreditați înainte de contractul cu casa. Doamne ajută, sau cum se zice, da. Eu sper să trecem acreditarea. Bun, hai să luăm varianta bună și varianta rea. Varianta bună, deci treceți acreditarea și rămâneți la același nivel. Putem, nu? Să fim la un nivel mai jos, în care se dau anumite lucruri pe care trebuie să le îndeplinești într-un an de zile. Și eu cred, sincer, mă gândesc că vom fi acolo, pentru că sunt atât de multe lucruri la spital care nu sunt oarecum, cum să spun eu, funcționale, da, cum e ATI-ul care e împărțit în două locuri, oncologia, ambulatoriu. Sunt foarte multe chestii care au făcut activitatea din spital mult mai dificilă. Și sunt, bineînțeles, scenariul negru în care nu primește acreditarea, dar nu cred că suntem acolo, sincer. Bun, acum, ce înseamnă dacă pe un an de zile, eu vorbesc acum din punctul de vedere al implicațiilor? Se dă un plan de conformitate care presupune îndeplinirea unor anumitor indicatori. Nu cred, din informațiile pe care le am, nu cred că se va fi afectată finanțarea spitalului, dacă asta e întrebarea. Deci nu va fi mai puțin... Să avem un grad mai mic sau un grad mai mare. Nu cred că va fi afectată finanțarea spitalului. Dar, bineînțeles, toată lumea trage să ieșim cât mai bine. Chiar sunt mulțumit de eforturile tuturor, toată lumea implicată. Cred că s-a înțeles până la urmă că nu e un proiect, știu eu, dorit de unul sau altul. E un proiect pentru tot spitalul, la care lucrează 1600 de oameni. Deci fiecare trebuie să fie implicat în această acreditare. Bun. Cum... Cum să spun eu? Cum va funcționa? Deci 90% hârtie, clar, le văd oamenii ăia, au acces, le văd, vin aici și pun întrebări, se duc, trebuie să le prezentați. Controle, au anumite proceduri, de exemplu încearcă să intre într-un bloc operator fără să aibă acces, lucruri din acestea. Poate să încerce să dea o șpăguță? Pot să încerce ce vor dumnealor. Am înțeles. Conformitate cu actul medical și ceea ce se face în spital la noi, pot să încerce să verifice circuite, să verifice cum se scot deșeurile, tot. Deci nu e ceva ce noi putem să influențăm. Vor merge pe ce secții doresc, la ce oră doresc. Bun, deci acum... nu e un program fix de la, știu eu, de la 8 la 4, mergem acolo și toată lumea pregătește secția aia să fie perfectă cu de toate. Am înțeles, deci trebuie pregătite toate. Da. În măsura posibilităților. Pe timpuri, când venea cuplu prezidențial în vizite, s-a ajuns până într-acolo încât
s-au legat și fructe în pomi. Da, așa. Noi nu avem astea, dar încercăm să facem și noi o ce fructe, mai ce, deci ce faceți? În asta curte. Vreau să știu. Sunt bucuros că am primit sprijinul atât din partea unor instituții publice, cât și, sau mă rog, societăți de stat, cât și din partea unor persoane private, ca să ne ajute cu tot ce mai avem noi de mici proiecte de igienizat, de curățat, de făcut în curte, de făcut în clădirile spitalului. Deci clar că este un sentiment că e un proiect sau o acreditare a comunității mai mult decât acreditarea managerului sau a spitalului județean. Nu, e foarte important până la urmă. Ai un rating bun, mă rog, un nivel bun, ai și o finanțare și de aici pleacă toate, nu până la urmă. Evident, evident. E și că... ratingul, dar cred că e și pentru mândria noastră de a fi la Spitalul Județean. Eu dacă eu ar fi aș vrea după... să fiu mândru că lucrez la Spitalul Județean sau că am fost la Spitalul Județean. Eu aș pune acreditările și... anual. Și aș pune acreditările anual în așa fel încât să fie înainte de... votarea bugetelor, știi? Și atunci poate și cei care trebuie să asigure finanțarea pe domeniul ăsta, igienizare, reparații și altele, își vor da seama că recunosc spitalul că este al comunității. Da, recunosc că acum suntem într-o perioadă de herup cu anumite reparații în sensul și ăsta, am achiziții spus. Pe care noi trebuie să le facem așa. E bine și așa, bineînțeles că ar trebui să fie făcute în mod constant și în mod normal. Noi am mai făcut ce am, deci nu e vorba de a nu cheltui banii primiți, i-am cheltuit întotdeauna, dar e evident că infrastructura e veche și atunci trebuie să facem niște eforturi, nu numai acum, ci pe o perioadă îndelungată pentru a menține totul la un standard, zic eu, de calitate normal într-un spital din România. Acum, greu va cădea pe manager, pe directorul medical, bănuiesc, în mare măsură, și încă 3-4 personaje care sunt cheie în domeniul ăsta. Greul va fi în special pe directorul medical. Surprinzător, managerul nu are o listă în care sunt anumite lucruri, site, plan strategic, mă rog. Și alte, dar managerul, lista managerului este formată din ceea ce fac celelalte departamente. Ce face juridicul, ce fac achizițiile. Deci lista lor, cum ar deci, veni, greutatea vine, pe... vine la mine, pentru că eu sunt un singur om, sau oricine ar fi în poziția mea, e o singură persoană, da? Și fiecare, de la achiziții, de la SPIAM, de la juridic, da? De la orice compartiment, de la tehnic, da? Trebuie să primească informații de la cei care sunt acolo. Da. Deci, practic, doamna doctor Chiriță, dacă nu mă înșel. Doamna doctor Chiriță, da. Doamna doctor Chiriță va fi capelmaestru, ca să spunem așa. Va duce greul, și, dar sunt convins că va fi ajutată și de colegii dumneai, medicii șef de secție sau de compartiment. Bine, teoretic așa trebuie să fie. Adică... Eu zic că va fi și practic. Bun. Mergem mai departe. Dacă comisia ar fi venit în 2020 la acreditare, ce n-ar fi găsit și ce găsește acum? În bine. Nu știu ce era în 2020, pentru că oricum în 2020 bine, ar fi luat rezultatele din 2019. Nu, eu vorbesc de dotări, de... În 2019 vă spun că s-au făcut atunci niște dotări, mult mai multe decât s-au făcut în ultimii 2 ani. Deci au fost, nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar s-au primit multe echipamente în 2019. În 2020 erau alegeri. Poate, deci în 2020 poate erau alegeri. Vom primi și anul ăsta echipamente. No, deci primi un spital ani. Nou. Am înțeles. Pe deci, lângă spitalul nou care se termină în 2026, poate primim anul ăsta niște echipamente. Teoretic. Asta mi-aș dori. Teoretic se termină. Teoretic. Teoretic, n-am zis. Dar practic, teoretic veți primi un spital nou. Practic, să vedem ce veți primi buget pentru spitalul ăsta în care vin oameni și să fie tratați. Cum am mai zis, eu lucrez pe ambele fronturi. Dacă sunt întrebat și rugați să-mi dau cu părerea despre spitalul nou sau putem noi să facem, nu numai eu, dar și cei de la medicii șefi de la noi sau orice alt personal, da, epidemiologi și așa mai departe, suntem întrebați de spitalul nou,
cu mare drag răspundem și participăm la discuții, dacă, dar focusul unde suntem acum este spitalul în care toți lucrăm și vin pacienții în prezent și trebuie în continuare să ne focusăm pe el. Bun, acum vă focusați pe spitalul acesta cu ce aveți. Mai sunt semne că s-ar mări vreun pic finanțarea dinspre Consiliul Județean? Noi cerem în permanență. Am niște semnale pozitive, n-aș vrea să dau nume, dar am niște semnale pozitive că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele luni, dar așteptăm să vedem exact că ei îndânși decid. Păi uite, mâine o să fie în emisiune domnul Iona Saftei, care teoretic este președinte, probabil și practic este președintele Consiliului Județean Neamț, și o să-l întrebăm în mod special despre spital și finanțările la spitalul acesta. Să vedem ce se va întâmpla. Da, eu nu vreau să pun, mai ales că dumnealui e în emisiune după mine, mâine nu vreau să pun presiune pe dumnealui, dar consider că din dialogul avut până acum cu dumnealui, am avut câteva întâlniri și cu domnul vicepăduraru, am explicat situația spitalului, am explicat și planurile sau niște idei pe care noi le-am avut la Spitalul Județean privind spitalul nou și dumnealor sperăm că vor lua cele mai bune decizii. Bine, acum... Ca manager, jobul meu este acum azi la spitalul existent. Bun. Acum, ca manager, spuneți-mi un pic, dacă eu vă întreb acum, lăsând la o parte că nu suntem în emisiune, dom'le, ce piedici, care sunt cele mai mari piedici pe care le întâmpină un manager de spital de tipul Spitalului de la Piatra Neamț în activitatea pe care o duce? Pe lângă finanțare, cred că este o cultură organizațională care trebuie schimbată și cred că încetul cu încetul se schimbă, dar părerea mea că vor mai trebui 3, 4, 5 ani până se va ajunge unde ne dorim cu toții. Sunt semnale pozitive de pe anumite secții sau de pe multe secții de altfel. Și aici mă refer la discursul către pacient, către aparținător, cum se descurcă. Nu mă aburiți. Nu. Răspundeți-mi direct. Da, asta. Deci asta e schimbarea culturii organizaționale. Sunt, din punctul meu de vedere, venind și din privat, este această legislație a achizițiilor care împiedică sau mă împiedică sau ne împiedică pe noi să facem niște lucruri un pic mai repede și ținând cont... Aici e problema. Ținând cont de istoricul spitalului, aici toată lumea suflă neaur și, de exemplu, ne chinuim de vreo o lună și ceva să facem un contract cu cineva să dea cu vară, adică o firmă. Și dacă dau eu un telefon, e firma lui Filimon, dacă dă inginerul telefon, e firma lui, cei cu ei, de unde sunt... Vorbiți cu domnul Saftei, să dea el. N-are sau cu domnul... Păi nu, da. Da, nu pot să... Deci e jobul sau nostru. Sau Consiliul de... Cine e șefa Comisiei de Administrație? Nu, aveți dreptate aici. Aici este o mare porcărie. Pentru orice... E dificil. Bidinea... Adică lucruri... Da. Vrem să facem o evaluare, nu știu, a riscului seismic. Eu, să zicem, da? Câți experți sunt care să facă evaluări? Sunt puțini în țară, da? Și atunci trebuie să sun pe 1, 2, 3, îi sun. Că ei oricum sunt aglomerați. Ei oricum sunt aglomerați și încep să te rogi de ei. Deja când te rogi de ei la telefon, devine un pic altfel. Dom'le, dar stai că, uite, Filimon și-a adus expertul. Adică chestii de astea. Gândiți-vă că la noi, la achiziții, într-un an de zile, semnăm 3.000 de contracte. 3.000. Da? Deci, pe lângă astea normale, să spunem, știu eu, medicamente, materiale sanitare, o grămadă altele de chestii care se întâmplă în mod curent, sunt lucruri din acestea, dar mână curentă, mâna curentă, dar de ce nu-i din lemn, dar de ce e din plastic, dar de ce e de aia scumpă, dar de ce e de asta de inox, dar trebuie să o luăm mai ieftin. Din punctul meu de vedere, într-un spital, și asta am comunicat-o și altora, ar trebui să fie materiale de calitate. Pentru că, de exemplu, am... Se poate fi întreținută ușor, să nu se pună pe ei. Trebuie, poți curăța ușor, dezinfecta ușor. Altul este uzul. Una este să fie o ușă la o școală, alta la spital și alta, nu știu, la Consiliul Județean. Da? La Consiliul Județean, la ora 4, s-a terminat programul. La mine, programul, la noi, programul e non-stop. Ușa aia se deschide de 10 ori mai mult la mine, la spital, decât în alte instituții. Despre asta vorbim. Am o ușă unde e așa faimoasa rampă unde se primesc pachete, da? E
praf. Ăsta e cuvântul. Și am scris pe referat, vreau să cumpărăm o ușă de calitate. Așa mi-am propus eu, pentru că e ușa care se deschide, cred că, de 200 de ori pe zi. Da? Unde fiecare vine, dă pachetul, intră, se echipează. Da? Și ușa aia trebuie o ușă de calitate, adică nu mai poți merge tot timpul cu cei mai ieftini. Așa. Și răspunsul? Și e dificil. Că de ce e asta? Că de ce luăm asta? Că stai un pic, că nu am mai luat, nu am mai dat asta pe ușă. Deci sunt aceste lucruri care intervin și nu pot să spun că blochează, dar încetinesc anumite lucruri. Eu înțeleg foarte bine istoric, eu înțeleg că nimeni nu mai vrea să mai meargă la DNA, nimeni nu mai vrea să mai meargă la Curtea de Conturi să dea note explicative, clar. Dar nu știu cum trebuie făcut un oarecare echilibru între aceste lucruri, mai ales când e vorba de un spital. Păi, clar că nimeni nu mai vrea. Deci, nici eu nu forțez pe nimeni. Chiar dacă sunt câteodată frustrat și zic, mamă, uite, aș vrea și eu să am coșurile alea, unul galben, unul verde, unul albastru, nu știu, pentru diverse deșeuri, dar aș vrea să le am poimâine. Dar nici nu pot să forțez să mă duc, pentru că dacă forțez ceva, sunt discuții. Și nu vreau să forțez pe nimeni, pentru că rolul meu la spital nu e să bag pe nimeni în nicio belea pe românește. Da? Deci fiecare trebuie să-și facă treaba la timp. Dar e clar că în perioada asta există o presiune de a finanța și finaliza anumite lucrări ca să fim în regulă cu acreditarea. Bun, deci rețin, cultura organizatorică, achizițiile ca piedici, altceva? Bineînțeles că întotdeauna se va discuta de finanțare la Piatra Neamț. Bun, asta o dăm deoparte. Că asta, da. Deci atâta timp cât salariile ocupă din buget, cât 90, 80? Cât 88. 90, hai să nu mai... Când plătiți în fiecare lună, uite chiar că îmi notasem eu undeva aici o chestie, că să nu uit să vă întreb. Câți bani plătește spitalul lunar de pe urma proceselor pe sporuri și alte diferențe salariale plus prin hotărâri judecătorești? Lunar nu mai știu, dar sigur sunt măcar 100.000. Pentru că pe unele l-am terminat, unele e doar o tranșă pe an, deci aici... Sunteți precum statul român, la profesor. Le dă diferențele salariale pe 5, 6, 7 ani, dobânzi. Deci așa e legea. Deci când s-a câștigat un proces în instanță, da, noi am discutat cu salariații respectivi și plătim în 5 tranșe anumite procentaje, da. Cu domnul cu care a avut acele daune morale de 150.000 de euro, am negociat în 6 luni, că altfel nu aveam de unde să dăm 150.000. Încă procesul nu e gata, nu? Nu știam, noi am plătit la executor. Deci ați plătit la executor, da. Era o decizie definitivă și am plătit la executor, că altfel nu... Bun, dar am înțeles că există recursuri, nu? Nu știu, nu sunt așa sigur. Nu? Deci e închisă. Din punctul nostru de vedere, e închis. Vedem. Ne uităm. Vedem. Căutăm pe portal. Cel mai bine. Cred că o să vedem pe portal cum stă treaba. Deci, plus, v-am zis, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o persoană extrem de răbdătoare, echilibrată, care să aibă dialog cu diferite categorii de salariați, discuți cu fiecare pe limba lui, ca să zic. Eu mă așteptam să-mi spuneți altceva. Așa. Nu mă așteptam să spun, este foarte greu ca manager, e frustrant să nu poți face diferențieri la salarii. Păi ajungeam acolo, dar cred că v-am mai zis asta. Între cei performanți și care vor să facă și se zbat să facă, lucruri noi și cei care sunt plafonați. V-am mai zis asta, am discutat asta despre salarizare, despre mărimea spitalului, despre... ceea ce se face la noi sau la un spital mai mare sau mai mic, da? De volumul de muncă, de exemplu, din UPU, că e exemplu cel mai bun. Așa, una e UPU la noi, alta e UPU, nu știu, la Sfântul Spiridon, alta e la Târgu Neamț, fără să jignesc pe ei, că sunt foarte bun prieten cu domnul doctor Pătrașcu, da? Dar e un alt volum. Salarizarea asta e clar și am discuții, în plus că noi avem printre cele mai mici sporuri din județ. Iarăși o discuție și un cui al lui Pepelea, ca să spun așa. Aș vrea și eu să plătesc oamenii mai mult. În momentul în care îi plătesc, trebuie să îi plătesc pe toți. Nu pot să fac discriminări, nu pot să fac diferenție. Nu există nicio posibilitate ca cei meritorii nu există, și cei care... Din păcate,
Nu există. Cei care trag chiulul... Dar nu pot să definesc eu ca manager cine trage chiulul sau cine nu trage chiulul. Nu există niște sunt reguli. Indicatori, sunt indicatori pe secții, sunt indicatori pe doctor, sunt indicatori pe consumuri de secții. Dar aia nu sunt făcuți de multe ori din hârtie? Nu, nu. Deci sunt pe numere, pe cifre statistice și noi am început să le transmitem. Spre aprobarea sau dezaprobarea unora am început să le transmitem ca să se știe și pe secții și pe doctor. Și... Pentru că până la urmă, ce nu face cineva de pe o secție sau ce face cineva de pe o secție, se reflectă pe toată secția. Pe toți ceilalți. Da? Deci în momentul în care vine cineva, un doctor la mine și zice vreau ceva, da? Deci nu vreau să zic cine, da? În momentul în care eu cumpăr acel lucru, da? Practic îmi ia din bugetul pentru celelalte secții, da. Pentru tot spitalul. Da? Și acum, nu e vorba de a alege pe preferințe sau așa, dar în momentul în care vezi că sunt rezultate, în momentul în care vezi că vin pacienți, în momentul în care vezi că se fac anumite lucruri, da, bineînțeles că parcă altfel dai, pentru că deja e un istoric unde se văd anumite diferențe. Bineînțeles, nu poți să faci un spital doar de exemplu, urologie, că e o secție care a crescut și vede foarte mulți pacienți la ce capacitate au dumnealor, da? Dar micuță. Micuță, da. Deci pentru câte paturi au, e de fapt compartiment încă, nici măcar nu e secție, dar suntem în procesul de a face secție. Deci nu poți să zici că, domne, gata, ne focusăm, dau numai acolo. Da, nu. Deci trebuie un oarecare echilibru. Și bineînțeles, acest echilibru întotdeauna este foarte greu de găsit cu un buget limitat. Iarăși vreau să explic un pic pentru că puțină lume știe. Noi primim de la casă o sumă fixă. Da? Pe spitalizări continue și în ultimele 3 luni pot să vă zic că tot timpul am depășit-o. Nu e bine. Deci ce depășești? Nu ți se plătește. Nu ți se plătește sau faci un referat și explici de ce ai depășit. Pentru că se consideră, noi fiind spital de urgență, noi în general trebuie să avem cazuri de urgență, nu intervenții programate. Și atunci casa se uită câte ai avut programate, câte ai avut de urgență, chiar trebuia să programezi, era o problemă. Deci se fac niște referate ca noi să ne recuperăm banii, dar pacientul vine. Eu nu pot să veniți dumneavoastră, da? Eu nu pot să zic, domnul, uite, domnul, da, da, nu știu. Da. Da, domnul Vali vă programă peste 2 luni sau omul pleacă, se duce, deci pierzi oarecum pacientul. Trebuie să-i dai un ajutor medical, mai ales că multă lume nu are bani să meargă, știu eu, în privat sau în alt județ și așa mai departe. Deci trebuie să avem balanța asta. Vă dau un exemplu. În luna martie noi am depășit cu 1.200.000 de lei. Asta ce înseamnă un număr de internări așa aproximativ? Cred că cu vreo 500 de internări. În martie. 500 de DRG-uri, da, în martie. Asta înseamnă că banii aceia noi am produs pe hârtie, dar nu i-am și cheltuit. Am și cheltuit. Pe asta spun, tu și cheltui, tu având acel pacient și tu ca doctor sau asistent sau spital făcându-ți treaba, cheltui acei bani pentru acel inclusiv pacient. Inclusiv medicamente, tot. Inclusiv tratament, tot. Inclusiv da. Mâncare, tot. Tot. Și aștepți banii. Aștepți banii de la casă, care oricum nu vin în aprilie, pe 1 aprilie sau știți, pe luna martie, a doua zi, gata, faci un referat și ai cerut banii și ți-au transferat. Nu. Deci noi acum discutăm pe luna martie să vedem. Poate vom primi ceva. Nu e vina casei. Așa e sistemul de la 1 ianuarie încoace. S-au micșorat sumele pe spitalizare continuă și s-au mărit pe cele pe spitalizare de zi. La spitalizarea de zi cum stați? Nu ajungem niciodată la suma care e disponibilă. Pentru că aveți pacienți... Nu ajungem la spitalizări de zi. Bun, și nici nu aveți este condiții foarte multe pentru spitalizarea asta spun, de zi. Este și o problemă de infrastructură, exact asta vreau să zic. Nu avem chiar peste tot spații dedicate. În mod normal, spitalizarea de zi s-ar face la un parter sau la etajul 1, așa e legea. La noi se mai face și pe secții, deci... Și toată lumea lucrează către această spitalizare de zi. Am prezentat aceste cifre. Noi vrem să primim banii de pe spitalizare de zi, că în momentul în care dacă noi am primit toți banii de spitalizare de zi, hai să o luăm așa, nu ar mai fi sau ar fi foarte puține discuții când se întâlnește Comisia Medicamentului ce să mai tai. Da? Deci ar fi... Da, cum să spun, ne învârtim într-un cerc vicios. Pe de o parte... Vrei să faci spitalizare de zi, dar nu ai condiții în totalitate.
Da. După aceea, pacienții îți vin, mulți dintre ei netratați în perioada COVID, au devenit bolnavi nu cronici. Nu e un cerc vicios, e o furtună perfectă. Când e și pacientul tarat, cum zicem noi, și vine cu multe afecțiuni și atunci cheltuie mult mai mulți bani decât la un pacient care a avut grijă de dumnealui sau de dumneaei pe o perioadă, deci vorbim mai și de prevenție și de așa. Este și infrastructura care este limitată, din păcate, dar se fac eforturi și cred că prin aceste ședințe și diseminarea informațiilor, care înainte nu se făcea, înțelege mult mai multă lume acum în spital cum se pune problema. Și de multe ori noi în comitetul director sau în Consiliul Medical, când se ridicau anumite probleme, am zis, bun, poate nu știm noi cum să facem, dar uite, aveți aici, aveți 1 milion de lei, împărțiți-i voi între secții dacă credeți că reușiți. Da. E aproape imposibil să mulțumești pe toată lumea. Dar ne uităm la rezultate, ne uităm la secțiile care au mai mulți pacienți. Sunt și secții care, cum să spun, nu vreau să zic asta într-un sens negativ. Trebuie să fie într-un spital județean. Niciodată anumite secții nu vor avea, știu eu, gradul de ocupare al altora. Pentru că e de așa natură. De așa natură. Patologia respectivă nu o să ai atâția bolnavi cu acea patologie comparativ cu alte secții. Bun, haideți să fac o introducere la emisiunea de mâine cu dumneavoastră. Spuneți-mi, ce se mai întâmplă la ambulatoriu cu lucrarea? Eu îmi fac introducerea pentru mâine, ca să am subiect. La ambulatoriu cu lucrarea pe partea de corp, deci clădirea respectivă, nu se mai lucrează. S-a lucrat pe partea de extindere. Practic acolo unde va fi următorul dispensar TBC. Deci, practic, aici nu se lucrează? Ați informat Consiliul Județean? Da, sigur. Și cred că și dumnealor știu că e proiectul dumnealor, nu e proiectul. De asta am zis. Da, sunt discuții, au fost discuții, am informat, am zis ce am avut de zis, sigur. Noi trimitem, să știți, hârtii la Consiliul Județean, poate nu întotdeauna Mă gândeam că la Consiliul Județean ar putea fi folosit parterul pentru internări de zi. Cel puțin la anumite afecțiuni. Cred că ar fi o chestie extrem de interesantă. Adriana lui Gheorghe propunea să facă un muzeu acolo al comunismului. Eu aș zice că niște internări de zi s-ar putea face. Nu, rămânem aici, că altfel ne-am împrăștea cu doctorii mai multe locații și... Nu, dar am putea duce și niște doctori speciale acolo. De exemplu, internări de zi pe interne cu domnul Bararu s-ar putea face la spitalul, la parterul Consiliului Județean, da, pentru că ar merge... Îmi dați un pic de momeală, dar... Dar nu v-am dat momeală, eu am spus la modul foarte serios. Da. Nu, îl păstrăm pe domnul doctor la noi pe secția de interne. Am înțeles. Bun. Deci, de asta, adică, acolo nu se lucrează, oncologia nu se lucrează, iar efectele și la ambulatoriu, și la oncologie, sunt de multe ori catastrofale. Efectele, când te gândești, nu e vorba doar de secția de oncologie, că oricât aș fi vrut, lumea zice de o secție. Nu e o secție, pentru că mutându-i și în locația în care sunt acum, clar i-am stresat pe toți ceilalți din pavilionul de interne. Adică nu e doar că sunt afectați cei Bun, de la secția oncologie. Te gândești că acolo este o boală cu... O patologie. Nu mai vorbim de asta. Deci cu oameni e cea mai dificilă. Exact, adică e noaptea minții. Mie mi s-a zis de către cineva, și pot să zic asta în emisiune, un coleg din presă, mi s-a zis că am fost criminal pentru că i-am lăsat să se mute. Eu am primit niște ordine, am și eu jobul meu, nu sunt prim-ministru sau președintele țării, mi s-a zis că îi liberez. Trebuie să predai pentru lucrări. Predai lucrări, contracte, asta este. Deci eu am amânat și pot să dovedesc asta. Am amânat foarte mult până a început lucrarea. Nu am ce să fac acum. Deci e absolut nu e în mâinile mele. Oricât aș vrea eu să zic că e. Și e făcut în așa fel încât nici Consiliul Județean nu mai este în ecuație în momentul ăsta, că CNI-ul este. Este predat CNI-ului. Și CNI-ul este așa, o chestie, cum să zic eu... Eu am fost foarte surprins, ținând cont de niște experiențe pe care le-am avut în familie cu CNI-ul și toate soldate cu succes,
am fost foarte surprins de această problemă pe care am avut-o și chiar eram oarecum, nu știu dacă spun bucuros, dar eram oarecum liniștit, ținând cont de ceea ce face CNI-ul în țară, că vor finaliza proiectul la timp. Mă rog. Da. Nu am avut mare încredere, sincer, de când ne-am cunoscut pe cei care au venit cu firma respectivă, pentru că am și o experiență și mai citesc și oamenii, dar am avut încredere și asta vă zic, nu știu, cu reproș oarecum, am avut încredere în capacitatea CNI-ului de a finanța și o duce la capăt. Eu nu prea... Pentru că am văzut proiecte terminate și la timp și fără probleme. Bun, da. În momentul ăsta, culmea e că nu puteți interveni în chestia asta, nici dumneavoastră. Consiliul Județean este ieșit din joc, a predat amplasamentul, ar trebui să facă presiuni, pentru că vorbim despre oameni foarte bolnavi, care au nevoie de o îngrijire adecvată într-un spațiu adecvat. Vă dați seama, și pentru toată lumea ar fi mult mai ușor și pentru mine ar fi mult mai ușor, pentru că este o presiune sau o bătaie de cap în plus. Da? Zi de zi, întâmplător biroul meu, așa numitul birou, trece pe lângă locația secției de oncologie acum din pavilionul intern și în fiecare zi e plin acolo. Și îmi dau seama cât e de dificil și pentru oameni și pentru aparținători să stea acolo înghesuiți în fiecare zi. Dar împreună cu doamna dr. Iorgu am încercat să le oferim condițiile pe care le putem oferi cele mai bune, cât mai bune. Da. Primesc o întrebare. Da. Ați dat vreo sancțiune de că sunteți manager? Da, am dat, cred că vreo 30 și ceva de sancțiuni. Inclusiv ce? La doctor. Adică pentru ce? Pentru... Nerespectare de program, pentru ce? Nerespectare sunt, între, de exemplu, pentru doctor sunt lucruri care sunt pe proceduri sau protocoale care nu sunt respectate, da? Dar am avut, pe, de exemplu, spălat de mâini sau lipsit de la program sau diverse lucruri care sunt aduse la cunoștință sau chiar și reclamații de la aparținător pentru că se face o anchetă și se face o anchetă internă, bineînțeles, și atunci descoperim ceva. Ceea ce vreau să zic este că neștiind nu poți să sancționezi. Asta zic tuturor. Dacă cineva scrie un e-mail sau la totul se răspunde. Nu cred că a avut cineva în 2 ani jumate să reproșeze că nu s-a răspuns la o reclamație. S-ar putea să răspundem, să zicem că nu are personalitate sau nu se confirmă, dar asta nu înseamnă că nu se primește răspuns. Înțeles. Toată lumea întreabă când încep lucrările la nou spital. Nu e treaba managerului de spital să spună asta, pentru că aici este eu o altă... Eu am părerile mele pe care mi le țin, pentru că oricum se va termina în mandatul viitor, ca să zic așa. Doar vreau să zic că sunt niște pași de făcut înainte. Sunt, așa cum ziceam, sunt proceduri de achiziție care trebuie făcute înainte de către cei de la Consiliu, adică nu cred că va fi ceva simplu să fie un proiect tehnic, de exemplu, făcut. Și că va dura. Acum el nu există proiectul tehnic? Nu există proiect tehnic, există un studiu de fezabilitate. Atât. Nu există proiect tehnic. Da. Deci trebuie proiect tehnic, mai ales pe varianta pe care mergem acum cu jumătatea de spital. Deci e clar nu există proiect tehnic. Da? Deci trebuie făcută licitația pentru proiect tehnic, la care, știți, vorbind de achiziții, știți foarte bine, poate să fie o contestație, poate să fie, nu știu, să se lungească, asta nu mai zic. După care urmează procedura pentru... Clădirea în sine. Constructor, clădirea în sine. Da. După care urmează procedura pentru echipamente medicale, pentru că nu poți să ai doar clădirea, trebuie și... Bun, hai să zici că astea le poți face... Da, după care urmează recepția, care știu că durează luni de zile, doar recepția în sine. Pentru că vă dați seama cine va semna la o clădire de 300 de milioane de euro, trebuie să-și facă bine temele. Cel care preia. Când e gata. Cel care... Când e gata, da. Și aici mă refer la toată lumea, ISU, DSP, toată echipa, pentru că știu că a fost aceeași echipă la când am semnat pentru ATI-ul modular din curte. Sesizez un pic de pesimism? Nu știu dacă e pesimism, e realist, dar eu cred că, și asta e părerea mea personală, cred că încă un an sau doi ar trebui împins... Nu există posibilitate. Nu știu dacă există sau nu există. Eu zic că sunt niște termeni foarte scurte.
Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și eu. Vă doresc o zi bună și, stimați oameni, mâine Iona Safte în emisiune. Până mâine, multă sănătate. Mulțumim.